Sunt curios dacă rezistă scrisul de pe agenda cu hârtie din piatră la contactul cu vinul. Vinul roșu, care nu e de foarte bună calitate. Scriem aici vin roșu. Și punem vin roșu. Nu prea mult, că nu vreau să fac mizere. Uite așa. Lăsăm un pic să-și facă contactul. De fapt, știi ce? Agravăm situația. Șterg aici frumos. Și mai mult decât atât, hai să vă arăt o chestie. Lasă că facem un alt videoclip, să scriem cu creionul ceva aici. O să vedeți voi. Și acum eu zic că o stat destul. Luăm hârtie igienică, nu vă zic la ce o folosesc. Aplicăm presiune. Sorbă tot vinul. E destul de roșu. Ce să zic? Se putea și mai bine. Asta e prima. Îi mai dăm o tură. Și vreau să vă zic că agenda nici măcar nu s-a pătat de la culoarea vinului. Hai să vedem dacă pe hârtie normală se întâmplă altfel. Scriem și aici rapid vin roșu. Îi dăm cu vin roșu. Îl punem la locul bun. Așa. Insist și aici. Opa! Uite o radieră nouă. Radieră pentru pix. Vinul sânge de taur. Opa! Deja vă văd bine. Bă, nu. Acum vă văd. În schimb, aici vreau să vă zic că e uscată, n-are nimic. Pentru că e agenda cu hârtie din piatră, corect? Cu ce alte substanțe, pete, orice vreți voi, vreți să mai încercăm agenda cu hârtie din piatră, scrieți în comentarii.